Se împlinește un an de când în zona Reghin s-a dat startul campaniei de testare gratuită Babeș Papanicolau. Examenul se face pentru depistarea cancerului de col uterin, iar programul se adresează femeilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani. Statistica întocmită de Laboratorul de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Reghin arată că peste 2000 de persoane s-au adresat medicului de familie și au fost cuprinse astfel în campania gratuită. Aproape 70% dintre acestea au răsuflat ușurate, pentru că rezultatul a fost negativ. Rezultatele, în general, au fost bune, în sensul că un procent de peste 60-70% au fost rezultate negative, deci fără leziuni, dar au fost și rezultate pozitive, în sensul că au fost leziuni precanceroase. Există trei tipuri de leziuni precanceroase, gradate ca displazie ușoară, medie și agravată. Aceste leziuni putând fi tratate și împiedicând astfel apariția cancerului uterin. Infecția cu virusul papiloma uman este foarte frecventă în rândul persoanelor active sexual și se estimează că până la vârsta de 50 de ani, aproximativ 80% dintre femei se pot confrunta cu această infecție. Din fericire, sistemul imunitar la foarte multe dintre aceste femei elimină virusul în 24 de luni, fără niciun tratament. În schimb, persoanele care nu scapă de virus prezintă un risc ridicat de a dezvolta cancer de col uterin în câțiva ani. La Reghin, problemele au fost depistate la toate categoriile de vârstă. Majoritatea acestor leziuni precanceroase au fost depistate la femeile în plină activitate sexuală, respectiv între 30 și 45-48 de ani, marea majoritate. Dar au fost leziuni precanceroase și la femei mai tinere, între 25 și 35 de ani, respectiv și la femeile cu vârstă peste 55 de ani. Statisticile oficiale spun că România se situează pe locul întâi în Europa în ceea ce privește mortalitatea prin cancer de col uterin, cu peste 2200 de decese înregistrate anual. În fiecare an sunt diagnosticate aproximativ 3000 de noi cazuri de cancer de col uterin în diferite stadii de evoluție. Până în 2050 se estimează că 1 milion de femei din întreaga lume vor dezvolta cancer de col uterin. Cauzele sunt variate. Este determinată de existența nenumăraților factori. Pe primul loc este infecția cu papilomavirus, care determină apariția cancerului de col uterin, începerea activității sexuale la vârste fragede, deci din tinerețe, parteneri multipli, multiparitatea, deci sarcini multiple, infecții repetate netratate. Cancerul de col uterin este singurul tip de cancer care poate fi prevenit prin control ginecologic periodic și vaccinare, spun specialiștii. Vestea bună este că Programul Național de Testare Gratuită Babeș Papanicolau continuă, iar femeile care vor să beneficieze de examen trebuie să se prezinte la medicul de familie pentru a fi înscrise. Campania se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani.